Elevii clasei a 8-a au intrat în febra examenelor. Încă de la primele ore ale dimineții, sălile de curs au fost pline de copiii care au susținut proba scrisă la limba și literatura română. În urma examenului susținut, elevii spun că s-au descurcat pentru a rezolva subiectele propuse. Cum a fost? A fost ușor, nu mi s-a părut foarte greu. A ieșit mai repede decât trebuia. Da, am terminat într-o oră. Ce ți-a plăcut cel mai mult din subiectele care le-ai avut pe foaie? Păi mi-a plăcut ultima compunere, să ne imaginăm că am fost într-o excursie în vacanța de vară. Care subiect ți s-a părut mai dificil? Păi cam Doina nu o mai repetasem de mult și acela a fost cel mai dificil. Te aștept la o notă bună? Da. Cam ce notă? Un 9,950. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean a precizat că examenul a fost supravegheat video, iar mâine va avea loc un nou examen. Evaluarea acestor lucrări începe de astăzi și se va face tot în săli monitorizate cu camere care înregistrează audio și video. Mâine se va desfășura proba de matematică în toate unitățile de învățământ cu clase gimnaziale, cu clasa 8-a, la fel, după precizările metodologiei. Rezultatele obținute la simularea evaluării naționale vor fi analizate la nivelul fiecarei unității de învățământ prin discuții individuale cu elevii, ședințe cu părinții, precum și la nivelul Consiliului Profesoral. Potrivit Ministerului, scopul simulărilor este de a-i obișnui pe elevi cu rigoarea examenului și să optimizeze de asemenea rezultatele copiilor.